Salutare, prieteni, la Sport pe Surse. Astăzi vom avea foarte multe de povestit alături de un jucător care a făcut deliciul și a fost unul dintre jucătorii importanți ai fotbalului românesc, Sabin Ilie. Mulțumim frumos, Sabin, pentru că ai onorat invitația și ziua, sunt convins că vom avea foarte multe de povestit. Da, da. Da. Mulțumesc pentru invitație și voastră. Suntem la Muzeul Fotbalului, așa într-o atmosferă încărcată de istorie, da? Vom merge ușor-ușor și în istoria lui Sabin Ilie. Spune-ne însă ce mai face astăzi Sabin Ilie, fiindcă aparițiile tale publice sunt destul de rare, așa. Spune cu ce te ocupi și cum îți merge. Mai mult stau acasă, da? Avem firma de impresariat eu cu fratele meu și cam atât în privința fotbalului. Nu prea mai avem loc în ziua de astăzi, ne înțelegeți. Dar deocamdată stau acasă. Am fost o perioadă, știți foarte bine, director sportiv la Academica Clinceni, dar timp pierdut. Zona administrativă nu prea s-a pupat cu ceea ce vrei tu, probabil. Nu, chiar mi-aș dori să fac lucrul ăsta și îmi doresc, dar se pare că nu prea se poate în fotbalul românesc. Știți foarte bine de ce nu avem loc. Politicul s-a băgat foarte mult în fotbal și mă refer aici în primul rând la Consiliul Județean și primarii, care pur și simplu s-au aruncat în fotbal și nu sunt în cunoștință de cauză. Părerea mea, unul dintre mari factori ai fotbalului românesc, că nu avem performanță, se datorează acestui lucru. Pentru că din spate trebuie mai special Liga 2, Liga 3, trebuie să-ți vină copii talentați. Numai așa poți să aduci talente în fotbalul românesc. Noi, din păcate, nu mai avem. Încet, încet pierdem pe vreme ce trece. Talentele se văd foarte, foarte rar. Sabin, de ce n-ai avut ocazia să joci pentru Universitatea Căbănesc? Atunci, în copilărie, visul tău era să joci pentru Universitatea, nu? Și Adi, la fel, au fost oameni care n-au avut încredere în tine, probabil, la Universitatea, nu? Sau ce s-a întâmplat? Știi cum e, așa a fost să fie. Eu la Craiova, când eram copil, nu lipseam la niciun meci. Mergeam câteodată copii de minge și câteodată mergeam cu părinții. Tatăl meu, cu unchiul meu la fotbal. Dar așa a fost să fie. Probabil că nu eram foarte bun ca să fac pasul spre Universitatea Craiova și am făcut-o, nici nu terminasem în juriatul, către Juiliv Craiova, care antrenorul meu a fost domnul Aurică Beldeanu. Uh-huh. Un om extraordinar care m-a învățat multe. Într-o perioadă de 6 luni de zile, m-a luat electroputerea. Așa s-a nimerit. Putea să-mi ia și Craiova. Dar să fiu realist, nu cred că eram pregătit să joc la Universitatea Craiova atunci. Bine că nu era problemă să faci pasul cu electroputere, da. Universitatea Craiova, cum a făcut și Gabi Popescu, da, care au jucat împreună la electro și el a plecat la Craiova. Eu am avut o perioadă de a-mi întrerupt fotbalul câteva luni de zile de la electroputere. Pur și simplu am zis că nu mai vreau să mai fac. Ai plecat în Ungaria, da, e faimoasă povestea, da. Știți cum e, anturajul prost, da. M-am întors și m-am dus cu unchiul meu și cu tatăl meu la meci la Universitate, toată viața, Universitatea Craiova cu FCM Brașov. 5-0 a bătut Universitatea Craiova și eu în glumă am zis că dacă jur la ăsta ies cu ghetă. A doua zi, imediat după meci a venit domnul Romica Pașcu, că se cunoștea cu unchiul meu, fost arbitru de fotbal mare, și așa a început. M-am dus la Brașov, domnul Gabi Stan și cu domnul Noghi, nașul Lăcă, el și-a pus amprenta prima dată, a zis, eram și nepregătit așa după 5-6 luni de nejucat, a zis că am un talent deosebit. Și așa a rămas la FC Brașov, a semnat 3 ani de zile, după care a venit perioada de s-a terminat turul, am intrat în perioada de pregătire, după perioada de pregătire cu domnul Gabi Stan, am început să joc titular și am dat, 9-10 goluri până s-a terminat campionatul și m-a luat Steaua. Gabi Stan, apropo de Brașov, povestea la un moment dat că în toată cariera lui Sabin Ilie a fost jucătorul care a lucrat cel mai greu, da? Povestea, domne, mi-ncurca antrenamentele, eu ziceam una, el făcea alta, fugea acasă, l-aducea taică-sui, mai trăgea două scatoalce, l-aducea la Brașov. A fost o istorie cu năbădăi cu Brașov, da? Așa au stat lucrurile? Haideți să și le explic și la toți care au legătură cu fotbalul, care iubesc fotbalul în ziua de astăzi. Vedeți, marile talente ale lumii, sau un jucător care este foarte talentat, cum e și băiețelul nostru, sau trebuie să știi să stai de vorbă cu ei, trebuie să-i aduci. Ce să
eu la 17 ani sau 18 ani care am primit la Brașov, am dat un gol, două, trei, deja era toată lumea vedeam, eram înaintea lui Ronaldo, că nici nu... Dar încet, încet, datorită și mulțumesc din suflet domnului Gabi Stan, mi-a explicat că fotbalul nu e chiar așa. Fotbalul în fiecare zi trebuie să înveți ceva, trebuie să fii ascultător, trebuie să... important și în ziua de astăzi sunt antrenamentele, nu meciul. Că meciul trebuie să-l luăm ca pe o glumă. Adică antrenamentele sunt importante. Într-o săptămână sau șase zile înainte de meci te antrenezi nu știu câte ore. Meciul durează nici două ore, nu? Deci baza, le spun la toți, sunt antrenamentele. Fugeai într-adevăr de la Brașov, aveai episodul ăsta în care te enervai și plecai acasă. E, mai... Voie să lași totul pe altă, nu? Nu există, nu există în lumea asta, în fotbal, să nu există discuții sau nu să mă bat cu cineva. M-am mai supărat că nu jucam, m-am mai supărat că nu convenea antrenamentele, nu conveneau. Păi, mi-aduc aminte de prietenul meu bun, de Leonard Strizu, să-și rupă tricou și el zicea că pleacă acasă. Datorită că antrenamentele erau foarte, foarte grele. Și la un moment dat, știți cum e, dacă nu ai o mentalitate puternică, decât, nu mai e. Și când am ajuns la Valencia, credeți-mă, în prima lună de pregătire, dormeam unde, când se trebuia antrenamentul, dormeam. Când nu puteam să rezi, deci ei, de-aia este nivelul mult mai mare față de... Că ei sunt antrenați, e simplu ca bună ziua. Sunt antrenați, totul în timp, totul contra cronometru. Nu, haide, mă aduc eu aminte, când eram copil, pe Diham și alergam tot pe munte. Ai zis Claudiu Ranieri, păi fotbalul e pe munte? Sau... Deci s-au schimbat munte, de-aia le spun la toți, mai ales Bogdan, băiatul meu. Trebuie în fiecare zi să înveți câte ceva, dacă iubești cu adevărat fotbal. Rămân un pic la Brașov, Romică Pașcu, un personaj, da? Da. Știu că era o poveste la un moment dat, să-mi spui dacă e reală, că ați jucat un meci important la finalul campionatului cu Baia Mare, 1-1, cred că era un meci decisiv pentru retrogradare, ai dat un gol din foarfecă sau ceva de genul ăsta, un gol fabulos, și înainte de meci, Romică Pașcu se îngrozise că Gabi Stan te-a băgat în meciul ăla, n-avea niciun pic de încredere. Și apoi, după ce a ieșit bine, a venit la tine și ți-a spus: Sabine, vezi că te-am pus o pilă să joci. Da, da, da. Dar au fost mai multe meciuri. Exact înainte să înceapă, cred că domnul Ionel Stoica avea emisiunea Golul Etape. Uh-huh. Atunci, în primele trei emisiuni, eu am dat golul Etape. Dar a fost meciul cu Marea Mureș, cu Mureș, care ziceți de el, de a dat golul din foarfecă. Și după aceea a venit meciul important cu Electroputere, acasă. Cine câștiga, rămânea în prima ligă. I-am bătut și pe Electroputere. Și iarăși am dat gol, eu, a dat Cristi Vasc golul anului, dacă vă aduceți aminte, Vinclu. Dar e bine că am ajuns acolo. Că dacă era după Naromică, poate mă ținea pe bancă. Se ținea pe bancă, da. Vedeți, asta este flerul unui antrenor care iubește fotbalul. Din păcate, în ziua de astăzi, antrenorii noștri nu sunt. Că ei nu sunt. Sunt? Nu sunt. Decât așa, stai pe bancă și... Antrenorul trebuie să-l lasă să-și facă treaba. Că îi simte pe jucători, ca o familie. Cum să faci performanță în ziua de astăzi? Când apare cine apare la trei, de mâine se antrenează o jumătate de oră în plus. Păi așa se face fotbal. Uite, Elias Haralambos nu e un antrenor Liga 1? Nu-l consideri păi antrenor? Păi noi nu vedem nimic, că el nu face nimic. Adică, bă, când face un antrenor ceva, vezi. Dar el ce face? Transmite ce zice Gigi? Cu tot respectul, nu trebuie să supere, dar știe toată lumea. Adică, dacă e cel de antrenor cu o jumătate de oră în fiecare zi. Bun, dar ești de acord cu teoria asta că, domne, ca să comande Gigi, trebuie să comande totuși cu echipa antrenată. Crezi că funcționează teoria asta sau nu prea? Cu echipa antrenată? Da. Păi trebuie să aibă cine să-i antreneze. Dacă eu v-am spus înainte, după părerea mea, noi suntem antrenați de Liga 2 și de nivelul fotbalului românesc. Atât. Cum dăm de vreo echipă din Danemarca în cupele europene? Luăm 10. Cum dăm de asta? Luăm 7. Oricum, pentru noi, Naționala României este ceva extraordinar. Dom'le, suntem acolo. Că avem șanse, că nu avem șanse. Dar suntem acolo după mulți ani. Și felicit din toată inima. Că au fost, dom'le, ne califici. Indiferent de situație, te califici, nu te califici. Dacă iubești fotbalul, trebuie să ții cu România. Că și eu aș vrea. Și eu aș vrea. Bă, se bate în toate meciurile. Dar nu se poate în fotbal. Cât ai fi tu de bun. Bun, fiindcă am ajuns la echipa națională, încercăm să facem o paranteză aici. Un turneu final la care ne-am calificat, spune multă lume, dintr-o grupă cumva facilă și cu un context extraordinar de favorabil, da? Ești de acord că această calificare poate să fie un pic înșelătoare? După părerea mea, nu. Că
Haideți să vă, eu am și Kosovo, da? Să vă dau un exemplu, sau alte echipe. Noi ne-am cruit drumul ăsta. Ne-am cruit noi. Ce se putea? Și dacă nu calificam, era dezastru? Nu era. Începeam iarăși. Acum, vedeți și dumneavoastră când în fotbal, special Spania, da? Sau câteodată și la noi. Nu mai e diferența aia ca pe vremea mea juca Steaua, cu tot respectul, cu o echipă din provincie, într-adevăr noi ne impuneam 6-0, 5-0, pentru că aveam, sau Dinamo, sau Rapidul, sau FC Național, erau cei mai buni fotbaliști români din România. De-aia făceam diferența. Cu toate că fotbalul era mult mai dur, mult mai, să zic, se juca mult mai mult pe forță atunci. Dar de-aia și am reușit ca echipe de club, să jucăm în Champions League, în grupe, an de an. De-aia am ajuns și cu echipa națională să facem performanță, inclusiv la Under 21. Pentru că nivelul cluburilor unde jucam noi pe vremea noastră era foarte înalt. Noi acum, de exemplu, la Valencia, da? Vă dau un exemplu. La Valencia jucam în fiecare an în Champions League. Gică Popescu, Craioveanu, Hagi, toți, da? Jucau până în aproape de clubele europene spre sfârșit, da? Ei, noi, cu tot respectul, dacă intrăm acum o echipă din România, Steaua, vă dau un exemplu, intră în cupele europene, în 2000 stau. Că echipa de club te ridică. Te ridică. Dacă joci cu echipa de club meciuri de calitate și faci performanță și la nivel înalt, e imposibil să nu reușești la Naționala României sau în campionat. Cum crezi că ne vom descurca la Euro ăsta din vară? Eu sunt cel mai fericit. Să știți că avem șansa noastră. Așa, cum o avem. Dar turneele finale sunt altceva. Nu sunt calificări, nu este un campionat. Acolo depinde de zi. Putem să prindem o zi fantastică să câștigăm, poți să prinzi să fim dezastru. Dar totuși este pentru mine este o performanță mare că suntem acolo. Mai bine să nu ne ducem mai departe și să ne calificăm la mondial sau să ne calificăm peste alții doi ani. Nu? Nu e mai bine așa? Că în ultimii ani ne uităm și vedem, ba, Arabia Saudită, noi nu suntem, ba, aia sunt, ba, aia nu sunt. Da. Ce facem cu situația Drăgușin, situația Haraciu Moldovan? O situație greu de gestionat de selecționer, da? Ambii au prins niște transferuri fantastice, da? Atletico Madrid și Tottenham, dar faptul de a fi rezervă, poate long time, în special Haraciu Moldovan, e o problemă. Da. Ce-i face în postura selecționerului? L-ai luat, de exemplu, la Euro pe Horați Moldovan? Chiar am avut discuția asta cu... Avem altceva de ales? Păi la portar, cam ai, da. Cam poate ai. La portar, da. Cam ai, da. Ai Ioani, ai Târnovanu, ai Niță. La Drăgușin, da. Avem altă variantă. E adevărat că... Știi ce înseamnă să te antrenezi cu Tottenham sau cu Valencia sau cu... Eu nici nu văd alt fundaș central. Că nu avem de unde. N-ai cum, chiar dacă nu joacă. Într-adevăr, meciurile sunt altceva. Dar și antrenamentele sunt totuși. Acum ce să facem? Dacă nu joacă Drăgușină și rezervă joacă 20-30 de minute, luăm un jucător de la fundaș central de la Liga 3? Asta e o mare problemă. Bine că ai mai întrebat. Pentru că noi nu prea avem concurență. Mai ales la echipa națională. Uite, mai mare problemă o are Ianis. Aici e marea problemă. Era una dintre următoarele întrebări. Mi-ai luat vorba din gură. Ianis. Ce faci cu Ianis? Ianis e și un potențial pol de tensiune exact, acolo, da? Fiindcă toată lumea va fi pe presiune. Ianis. Ce faci în ecuația asta? Păi de asta zic. Toată lumea zice că băiatul lui Gică nu e adevărat. Ianis merită să fie la echipa națională, indiferent de situație, că nu joacă în ultimele 4 luni sau 5 luni, joacă mai puțin. Eu cred că el a făcut și o greșeală, din punct de vedere, că după accidentare s-a dus în Spania, ceea ce... De ce a fost o greșeală? Din cauza consumului? Păi, nivelului? Da, din cauza nivelului. După accidentare, eu trebuia să rămână la Glasgow, încet, încet, că el n-avea meciuri în picioare. Nici acum nu știu dacă este la nivelul, poate, Național României, da, sau, dar la nivelul primei ligi din Spania, la Alaves, nu cred că este 100% refăcut. El chiar dacă ce că poate, nu e pregătit 100%. Eu rămâneam după accidentarea la Glasgow, măcar 3-4 luni de zile, mă puneam pe picioare ca lumea fizic, și după aceea făceam pasul către Alaves sau către altă echipă. Fiindcă am ajuns pe traseul tău internațional, mă întorc la o poveste foarte interesantă pe care a scris-o Marcel Pușcaș în cartea lui, nu știu dacă ai lecturat-o sau ai citit-o cu transferul la Fenerbahce, da? Unde s-a făcut un întreg scenariu cu Giovanni, că
Marcel și, mă rog, cei de la Steaua așteptau să ia pe tine o sumă cu 6-0-uri, da, erai golgheterul României. Și Giovanni, cu tactica lui, a împrăștiat tot felul de știri în presa turcă, domne, că îl vrea Beşiktaş, îl vrea Istanbulspor și așa mai departe. Și doar așa Fenerbahçe a percutat la vremea respectivă, a licitat foarte mult și s-a ajuns până la urmă la transferul tău și printr-o strategie din asta de marketing a lui Giovanni, cumva. Asta e ceea ce a scris Marcel în carte. Am citit și eu chestia și am citit și în carte. A fost reală povestea asta sau... Dacă domnul Pușcaș așa crede el despre transferul meu care a fost atunci la Fenerbahçe, îl contrazic. Știți de ce? Dacă nu e acum... Na, este un fotbalist în România cu 31 de goluri într-un an. Al treilea în Europa. Primul, atunci, pe vremea mea, erau top golgheteri în Europa, Ronaldo, Hakan Şükür și eu. Al treilea. Da? Înainte să ajung la Fenerbahçe, am fost urmărit ultimele trei meciuri, dintre care și finala Cupei României și după aceea cu Naționalul acasă. Eu, părerea mea personală, pe mine s-a luat foarte mulți bani atunci, pentru că banii aveau valoare. 1,5 milion, parcă ceva de genul ăsta. 1,5 milion la club. La club. Da. Dar, vedeți, poate am făcut pasul spre... Puteam să-l fac, că spun 100% că am avut ofertă și de la Borussia Dortmund. Am avut ofertă de la Borussia Dortmund, în tânăr, 21 de ani. Dar, na, am ales Fenerbahçe că era și Adrian la Galatasaray, știam și ăsta, na. Giovanni, știți cum, bă, mai mulți bani îți dau ăștia, na. El trebuia să-și atingă scopul. Să-și ia comisionul. Exact, bravo. Dar, totuși, s-a luat foarte mulți bani pe vremea aceea. Dacă ar fi fost după tine, ai fi ales altceva decât Fenerbahçe la momentul ăla? Dacă n-ar fi fost sugestiile lui Giovanni? Nu. 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 Tot adică acolo te-ai fi dus. A fost prea mare oferta să o refuz. Ce salariu ai avut la Fenerbahçe? La Fenerbahçe am avut, eu la Steaua, când am jucat la Steaua, am avut 5.000 de dolari salariu pe an. Vai de mine. Pe an. Atâta era, erau bani atunci. Și erau vremurile, da. O gasolină, aveam la Brașov 3.000. Da, aveai și prime serioase, pe urmă, nu? Da, noi, Champions League și așa mai departe. Da, dar noi aduceam bani și cum ar veni, îi luam singur. Da. Ne dădea prime mari. Din bonusurile de la UEFA, exact, da. Știți, cu 300 de mii la punct se plătea pe vremea aia de durat. Da. Și la Fenerbahçe, nici nu împlinesem 20 de ani să vină să-ți dea, să zic, eu știu cât am dat și la semnătură, în jur de 60.000, 70.000 de dolari pe lună. Cumpărai 4 apartamente, nu cred că era de refuzat. Și, bine, știi cum e când îți explică, mai ales ca Giovanni, un om de fotbal, bă, e mai bine, că vreți să vă spun ceva, uitați-vă la Adrian. Adrian a făcut pasul spre Galatasaray foarte bine. Adică nu comparăm, cu tot respectul, Turcia cu Spania sau Turcia cu Germania. Nu, mai au și apucături ca noi. Mai un hamburger înainte de meci, mai, eu știu, o Coca-Cola. Și eu am făcut pasul spre Fenerbahçe și nu mi-a părut deloc rău. Nici n-am stat mult, un an jumătate. Un an și m-am promutat la Cogeiro și de acolo m-am luat Valencia. Dar nu-mi pare, și mai ales că financiar n-aveam cum să refuz, era aproape imposibil. Și dacă nu făceam pasul atunci către o echipă mare, nu știu dacă nu mai făceam. Știți cum e în fotbal, dacă nu semnezi când trebuie, poți să nu mai semnezi niciodată. Pierzi un tren, da. Când a intrat primul salariu, ce ai zis? Mamă, gata, l-am luat pe Dumnezeu în picior. Păi nu, că nu primul salariu. Mi-a zis Giovanni că sunt nebun. Așa. Da. Deci când am stat la discuții, mi-a zis că îmi dă 500.000 pe an. Aha. Și am zis că nu vreau. M-a ridicat și am plecat. Giovanni, stai, bă, bine, engleză eu nu vorbeam. Patronul nostru cu Giovanni vorbea un sârb. Da. Și el zice, nu vreau, plec. Și m-a ridicat să plec. Mai stai, bă, aici, omule. Mai stai un pic. Îți mai dau 100.000. E altceva? Da. Dar știam că mă caut echipe că aveam valoare. Adică știam. Lasă-mă. Dar a zis că hai să încerc și că tot acolo. Ți-a ieșit? Mi-a ieșit, da. Mi-a ieșit. Uite, îți dau 500 și îți mai dau 100 acum. 100.000. Da, seama, pe vremea aia, cine avea 100.000. Bine, eu mă refer ca fotbalist la 21 de ani. Că noi aveam contracte 5.000 pe an, 7.000 pe an. Ce ai făcut cu banii aia? Primul lucru pe care, la care te-ai gândit când au început să-ți intre teșcălău de bani în cont. Nu, mai, o mașinuță serioasă. Da, mi-am luat o mașină și un apartament din primii bani. Dar nu mă gândeam la bani. Eu mă gândeam numai după, eu povestesc, după 2 săptămâni, eu mă gândeam cum să șoc și să antrenament. Nici nu. Deja salariul, și ce salariu? Eu aveam cel mai mic salariu, poate, ca străin. Nu, cu siguranță aveam cel mai mic salariu ca străin la Fenerbahçe. Adică o coce avea 4 milioane pe an. Cu Fenerbahçe ai venit până la București, la meciul cu Steaua. Ți-ai luat niște fluierături pe cinste, nu?
Ce, jurături? Nu știți cum e în România. Nu scap nevătămat. Poți să fii cine ai fi. Nu. Ți-o iei oricum te numești. Asta e, dar uite, am venit după 6 luni de zile, da? Am câștigat cu cupa, nu zic, cupa și campionatul. Bine, că ăsta era toate trofeele care se puneau în joc când jucam la Steaua, le câștigam pe toate. Da. Că așa a fost să fie. Am fost tratat foarte, adică în jurături, ca la ușă când nu se vede. Dar să știi că sunt printre puținii fotbaliști, mai sunt vreo doi care au jucat la toate echipele din București mari și femeile mari. Steaua Rapid, da. Și național, nu mai hui nimeni. Toți m-au primit cu brațele deschise, că mai în jur, ce să faci? Asta e mai nenos și câte o scuipat, îți lași capul jos și mergi mai și departe. Mergi mai departe, da. Da. Ăsta e respectul pentru tine ca țilă, nu ca în ziua de astăzi. Dacă strigă unul așa, te întorci și să se la bătaie. Dar unde te-ai simțit cel mai iubit, să zicem, cel mai apreciat? La Steaua, la Dinamo sau la Rapid? Cel mai... Sau unde ai avut conexiunea cea mai bună cu publicul, bună, de exemplu? Bine, la FC Național nu aveam public. Da. Glumesc acum. Nu, cel mai bine m-am simțit... Cu taraful aveai la FC Național. Da. Cel mai bine m-am simțit la Steaua și la Rapid. De ce? Poți explica puțin? Am simțit bine. La Steaua eram un copil. Eram la început de drum. Toată lumea, Marius Lăcătuș, Lăcă m-a iubit și în continuare pe Beștenea. Că suntem prieteni foarte buni. Și m-au primit cu mare căldură, e foarte important. Ei m-au învățat cum să mă port, cum să vorbesc, cum vorba vine, cum să fac performanță de zi cu zi. Că și Lăcă mai îmi dădea câte un capac de băiatul, ce faci? Vezi că nu e bine. Chiar îmi aduc aminte, înainte de finala Cupei României, că eu mă încălzeam cu Lăcă la minge înainte de mine și mi-a zis, vezi că nu te văd bine astăzi. Și m-am trăsărit și zic, bă, adică să-mi văd că o luase cu capul. Mi-a zis, vezi că ai grijă, că nu te văd bine. Și imediat, două cuvinte mi-a schimbat total atitudinea. Și în primele 30 de minute am dat 3 goluri. În sfârșit, și la Rapid, deja mă duceam, la Rapid eram spre sfârșit, dar eram matur, 27-28. Acolo nu mai e Sabin Zăpăcitul sau cum zicea Lăcă nebunică, ca la Steaua, că aveam mari fotbaliști în spatele meu. Da. Lăcă, Militarul, Doboș, Dumnezeu, Prodan, Adrian, Gâlcă. Deci, fotbaliști mari. În partea la Rapid, eu trebuia să trag după mine. Pe toți. Eu eram jucătorul cel mai matur. Eu eram jucătorul cu cel mai mare experiență din fotbal. Dar și mă refer la public și la oameni. M-au iubit la fel de mult și la Rapid ca și la Steaua. Da. Acum, când a făcut ei centenarul, m-au confundat cu Damina, cu Comănici. Și a zis, te-a deranjat când ai fost chemat la centenar? Da. În sufletul tău, da? Da. Păi, eu mă consider, nu eu, lumea ce spune că am fost printre unii... Un jucător care n-a trecut ca rata prin apă, nu prin giulej, nu? Chiar acum câțiva ani, nu m-a scris că unul dintre cei mai buni atacanți ai Rapidului, toată istoria, nu? Am fost așa un plic sufletește, da? Dar de ce ai discutat urmă cu oamenii, domne, ce s-a întâmplat așa, pentru cultura ta generală? Păi cu cine să discuți? Că Daniel Nicolae, el uită. El uită că a fost și fotbalist, dar minte să uită. Daniel, ai fost coleg, nu la Rapid? Da. Nu prea v-ați înțeles, nu prea erați prieteni. Bă da, cum să nu? Dacă dau jumătate din pase, rămâne cu 5 goluri. Așa de, 5, de la tine a mâncat o pâine, da? Nu, Daniel era prin mine, a plecat, adică prin mine, când a plecat bratul la Galatasaray și a rămas, a jucat eu cu el și Ilieș care venea din spate. Dar nu, chiar mi-e drag de Daniel Nicolae, glumesc acum. Și cu Mălda, nu ai fost coleg la, cu Mălda, la Rapid? Da. Ce părere ai de ascensiunea lui Mălda ca antrenor acum la Hermannstadt? Da, e normal. Îl vezi în viitor apropiat în postura de antrenor al Rapidului? Adică ăsta crezi că e drumul lui? Da, da. Îl văd pe Mălda, este un antrenor extraordinar de bun. Nu poți ca să vii să fii primar și să fii antrenor. Ei, nu există așa ceva. Din experiența Mălda, vedeți, de-aia toată lumea zice, am nevoie de timp. Nu, la noi știți foarte bine. Se trezește băiatul ăla de la Craiova, schimbă vreo 5. Antrenor, ca așa, ce trece prin cap? La Rotaru te referi. Păi și la Rotaru și la Mititelu. Dar mai mult Mititelu. Păi a ajuns fotbalul românesc și cu oameni de mare calitate să-l copieze pe Gigi. Hai ce faci Gigi, facem și noi. Uitați-vă la, să vedeți. Am și spus acum câteva luni înainte să vină domnul Șucu, am și spus, Rapid în ultimii câțiva luni nu se mai bată nimeni. Că nu ai cum. De ce? Din motive de organizare altă viziune, nu? Altă viziune, altă abordare. Ați văzut ce a declarat domnul Șucu. Nici nu am ce să caut în vestiar. Bine, nu am ce să le zic, dar eu sunt patronul echipei, pot să îi sfătuiască sau să le dea așa, de principiu,
cum vede desul sportul sau fotbalul, dar nu strângi, scoate-l pe ăla, bagă-l pe ăla, îl dă afară, îl aduc pe ăla, că e bucătar. Eu nu înțeleg de ce nu se... Asta, că la asta o să ajunge. De ce nu se pune antrenori? Spune, bă, îi las pe ăștia să antreneze echipa până... Și la meci stau eu, la meci intru eu și eu termină. Păi și crezi că Mititelu și Rotaru intră în vestiar? Dacă am fost și eu fotbalist, mai au și eu dintre... Sunt pe acolo, sunt născut în Craiova, doar nu... Știu ce face. Crezi că ai putea să lucrezi, apropo de administrație, ai putea să lucrezi cu conducători gen Mititelu, Rotaru, păi la Craiova? Nu am să lucrez, că nici nu mai știu ce. Ce să mă duc? Să ce? Cu tot respectul, eu mi-am făcut popularitatea și prin talent. Ei și-o fac prin bani. Ce să mă duc să zic că Mititelu ce? Să zic că, bă, stai așa, că îl băgăm pe ăla, nu scoate-l pe ăla, bagă-l pe ăla. Niciodată. Păi mai bine trebuie să stau acasă, că de-aia și stau acasă. Îl prinde șucul din urmă pe Gigi? Nu mai să facă neagizi, ceva, să facă ceva pe să acolo. Să facă niște schimbări. Dar hai să zic, într-adevăr, rapid, în ultimele meciuri, că n-au pierdut. Că n-au pierdut. Dar ei, ca și joc, nu mi se pare o echipă matură ca să câștige campionatul și bă, ăștia sunt favoriți. Nu. Să ne ducem aminte. Cu Dinamo cum a câștigat, rapid. Nu zic că n-au o echipă bună, dar le mai trebuie încă ei. Nu sunt jucători mulți dintre ei la nivelul să zici, bă, cu ăștia putem să câștigăm campionatul. Deocamdată nu. Rapidul prin muncă și ăsta, dar în câțiva ani o să vină din urmă. Că și Bergodi nu poate să facă, bă, îi dăm pe toți afară. Nu. Dar încet, încet, mai vine unul. Toți trebuie să gândească la fel, toți trebuie să antreneze la fel. Rapidul, de când a venit domnul Șucu, într-adevăr, se vede un salt incredibil de mare. Dar m-au timp. Adică astăzi n-ai pune 50.000 de euro să pariezi că Rapidul e atic. N-ai risca pariul ăsta, nu? Acum? Da. Nu. N-am cum. E imposibil. Păi Rapidul, adică și în general echipele din România, da? Două meciuri joacă bine, următorul meci nu zici că sunt ei. Toate echipele din România. În Octavian Popescu ăsta mai avem un pic de încredere? Nu, păi da, păi nu știu ce se întâmplă. Am mai spus-o copilul ăsta. În primul rând el trebuie să înțeleagă. Eu nu știu că nu sunt oameni ca la Steaua, la FCSB, să zică, bă, băiatule, vezi că nu e bine ce faci. Păi în primul rând el nu poate să joace sub nicio formă, că nicio formă în Spania e aproape imposibil. Că spun oameni care se ocupă din fotbalul spaniol, care duc jucători acolo și când a văzut, a zis, n-ai cum, ce picioare, ce forțare, e imposibil. Ce au zis, că sunt, nu, e omul greșit. Dar nu ai cum, e imposibil în ziua de astăzi, forța face diferența. Să fie atletic, să văd, să el de 4 ani de zile sau 3 ani de zile e copil. Copil. Păi, spune-mi, te rog, câte lucruri bune a făcut la meciul cu Cluj. Care Speranța, adică unul dintre cele mai mari talente din România. A fost, nu? Da. Adică, bă, ești talent un an și încă 2 ani de zile nu ești în stare să diblezi un jucător? Nu, bă, că la execuții, mai, dar să diblezi. Păi eu fac pariu cu tine că dacă îi pui pe mulți jucători din România să-și prindeze 5 metri și l-ai făcut așa, cad jos. Bine, dar Gigi tot speră că ia pe el 20 de milioane, 25 de milioane și pe Coman la fel. Deci singurul care să zici că se apropie de ce vrem noi, cu adevărat, personal ce vreau eu, este Coman. Restul... Coman, la ce nivel de transfer crezi că ar putea pleca afară? Adică unde îl vezi tu și cu nasul de impresar de asta, să zicem? Cam la ce cotă reală l-ai vedea, nu la cotele de vise a lui Gigi? Ca să-l vândă? Da. Păi, poate să-l vândă la un 15 milioane? Poți să-l vinzi cu 15 milioane, da? Dacă îl vinzi prin China, prin, eu știu, prin Arabia Saudită, poți să-l dai cu... Coman e jucător de 15 milioane, nu în momentul ăsta? Nu pentru Europa. Nu pentru Europa. Nu pe Europa, dar așa poți să iei, 8 milioane, 9, că sunt echipe care pentru 8 milioane în Arabia Saudită sau Qatar sau eu știu unde sunt bani pui. Dar ăsta-i scopul tău în viață, ăsta-i țelul tău ca fotbalist, să te duci în Qatar sau în Arabia Saudită, tot respectul, că fie Ronaldo și pe acolo. Coman să se ducă acolo când are 32 de ani. S-a dus Florin Tănase și a dispărut. Și l-ai văzut. Și uite, și foarte bine fac. Tănase foarte bine că s-a dus și s-a aranjat. Pentru că e la sfârșit de carieră. Un fotbalist la sfârșit de carieră poate să-și aleagă în viață. Dar Coman, de exemplu, dacă Coman nu l-aș vede, ar putea să joace în Spania pe la mijlocul clasamentului. Așa. Germania, mă îndoiesc că ar juca. Anglia, nici vorbă. Da. Franța, poate, la fel, da? Ar mai fi pe acolo. Franța... Un nivel, dacă au ajuns francezii din Liga 4 să joace la noi în prima ligă,
Dar Liga 3-a, să vă fizic, fizic teribil, la fel în Franța, da. Și nu, uitați-vă la, și la ăsta, la Coman, da? Coman are 3-4 meciuri și nu numai Coman. 3-4 meciuri, dacă joacă un meci la nivel ridicat, al cincilea se accidentează. Nu mai de la același randament. Sau dacă joacă 3, al 4-lea nu mai de. Că n-ai cum, nu e obișnuit cu nivelul ăsta. Nu e... E din alt film. Da, de, eu când joac, cu tot respectul, când joacă FCSB, să zicem, cu... Na, cu voluntar sau cu alt echipă. Eu nu văd așa fotbal. Eu îl văd pe Coman când joacă cu Naționala României. Că din ce să... Tot respectul. Adică tu trebuie să-l vezi un jucător, să-l vezi la nivel înalt cum joacă. Din păcate, ultima perioadă pentru Coman pe la Naționale, am șchiopătat așa. Adică nu s-a ridicat la un nivel mare. Iarăși cu Olaru. Eu n-am văzut în viața mea asta. Eu îi spun, poate se uite la mine și înțelege. Că, cred că din anturajul clubului nu îi spune nimeni. Oamenii de fotbal și antrenori când te au, nu se ia niciodată un fotbalist din România când atinge unul să învârte de 6 ori așa sus, de 6 ori în jos și să ține de picior și face așa și după o secundă intră în teren. Nu să nici sau 3 secunde. Ai văzut Anglia când a căzut ăla, ea nu cad, că de rușine ea și în Spania o mentalitate incredibilă. Ei dacă cad jos și că nu i-a pus unul piedică sau că ăsta să face căldoare, ei se fac rușine, așa gândesc. Nu, tată, la noi ai văzut? Titirez. Mamă, ce? În primul rând, de-aia și le pui, pun pe arbitru în situația asta. Dar Olaru e țeapă, ți se pare, în momentul ăsta, pentru fotbal țeapă? Internațional? Nu, dar el, dacă... Sau e supralicitat, da, să zicem? Lui, în primul rând, trebuie și educat puțin fotbalistic și mai jlefuit un pic. Dar hai să-ți mai zic ceva. Fotbaliștii noi, în general, fotbaliștii sunt alte personaje. Un fotbalist trebuie să stai zi de zi de vorbă cu el, să-l înveți. Că el gândește că el în fiecare zi în fotbal trebuie să înveți câte ceva. Automat peste cele din spate le uiți. Hai să ne mai relaxăm un pic. Cum e povestea când ai tras cu pistolul într-o discotecă la Craiova? Da, nu am tras. Nu? Sau nu. Doar l-ai jucat așa, da, cu el? Așa cu el, da. Ce, povestește-ne un pic ce s-a întâmplat. E, ne vedeam și noi, genul noi, pe primul. Când am ajuns la Steaua, bine pentru noi, pentru vremea aia, noi toți ne-am luat pistoale. Bine, pistoale cu gaz. Da, ok. Că, ați cumpărat să-i pistol, nu? Da, păi, dar nu. Și umblai cu pistolul după Adam tine? Și, da, bine că umblam după tine. Da. S-a nimerit atunci. Puneam și noi aici. Da, așa, da, da. Da, îl purtai doar când mergeai în discotecă în asta sau? E, îl purtăm zilnic, nu? Zi, nu, și erai la Steaua, nu? Da, dar da. Majoritatea aveam pistol. Știi cum era pe vremea? Pistole cu gaz, da. Da, cu gaz. Așa. Trebuia, atunci trebuia... Permis. Permis. Așa, și? Ce vreau să văd? Atunci poate umbla și noi cu bani după noi. Putea lumea să ia de noi. Da. Aia faci cu pistolul. Da. Dar nu știu, mi-a venit deodată în discotecă, era discoteca lui frate, m-a scos pistolul. Așa, ca să le arăt, era frumos, era mare. Adi, Adi a scos. Eu l-ai scos, da. Era discoteca frate meu, a noastră. Discoteca lui Adi, da. Aia a lăsat-o la venișorii mei. Și atunci am scos pistolul, dar nu, n-am tras nimic. Dar ce s-a, adică l-ai scos doar așa ca să... Ei, s-au speriat. S-au speriat, dar da, ce se întâmplase acolo, în incident, da, ceva? Da, dar nu. În general să știi că poate a scris în presă, nu m-a încetat cu nimeni și nu caut. Dar ai tras vreodată cu pistolul ăla, cu gaze? Am tras, da. Da. În sus am tras. În sus. Da, eu am fost și vânător, mi-a plăcut foarte mult, am avut și pușcă, dar am tras. Deci, da. L-am predat, după câțiva l-am predat, înapoi, nu. Ce să faci cu... Spune-o poveste de la vânătoare. Dar nici asta nu m-a ținut mult. Cât te-a ținut? Cel fost, puțin, cel puțin mai, una ai trăit, nu? Interesant. Păi cea mai frumoasă, adică ca multe. Când am fost cu Neapiții, ne-am dus pe lângă Bacău. Țin minte, ne-a invitat cineva la vânătoare. Mi se pare că era și Jean, da? Vlăduiu, sau nu? Nu, ne-a titi Vlăduianu cu prietenul nostru și eu cu Neapiții. Și bineînțeles că ne-a rătăcit prin munție. Fără telefon, fără nimic pe tine. Ne-a lăsat unul, dar pur și simplu... Eu cu luxa cu spate, ne-a pițit după mine, unde lume, hai să am ajuns. Și ce, te-ai pierdut cu piții, fiind, da, v-ați pierdut pe acolo, prin pădure? Și am luat-o stânga, am luat-o după 3 ore, am găsit noi pe uliță, pe acolo, până am ajuns la, ne așteptau de 3 ore oamenii. Ne-am pierdut, efectiv, ne-am pierdut. Dar de împușcat, ce ai împușcat? Păi am mistreț și mai mult păsări, fazani, rase. Aveai țintă sau nimereai unul din 10, la aveai? Sunt talentat, ca vorbim și Adriana, sunt talentat la... Ca la, da, ca trăgeai la poartă, da? Da, da. Nu, chiar mi-a plăcut și îmi plăcea și acum. Mă mai duc din când la talere să trag cu pușca. Da, e o pasiune, dar nu, am zis nu. Acum spre final nu mai. Dar cu pescuit, îmi place foarte mult să pescuiesc. Da. La pescuit ce ai prins? Ai prins ceva mare? Prind? Da. Dar eu când stau la pescuit, stau 3-4 zile, 5 zile, nu așa o zi. Da, cea mai mare captură a fost la 21 de kilograme. Da.
Dar, na, crap, 10, 12, 14, se prinde. Pui repede pe grătar, pe plită, cu prieteni. Nu, că venim de acasă. Să duce nu, repede. Și nu mănânc pește. Da, nu mănânc pește. Păi și ce faci? Îl prinzi și îl arunci înapoi să trăiască mai departe? Da, ne oprim și noi unul, doi, pentru familie, da. Pentru mamă, pentru tata. Și eu mă duc aici, la prietenul meu foarte bun, care este și în conducerea clubului Dan Leasă la Voluntari. Uh-huh. Are două băzi foarte frumoase de pescuit, chiar trei, și organizează concursuri. Le recomandă cu tot ce vrei. Uh-huh. Da. La balta plină, la mobiliță. Cu Dan Petrescu ai fost și coleg, da, la FC Național, dacă nu greșesc puțin. L-ai avut și antrenor la Rapid o perioadă, nu? Am avut pe Dan și colegul meu la tenis de câmp. Și colegul tău la tenis de câmp. Jucat, da. Da. Ofticos rău, da? Da. Pe toate fronturile, exact. și fotbalist, și antrenor, deci, și la tenis, da? Mentalitatea de generația de aur. Da. Bine, mă refer aici la el și la Adrian. La fratele meu. Orice ai jucat cu fratele meu sau cu Dan Petrescu, ei trebuie să câștige. Dacă au pierdut, e jale. Dar nu au cum, că te face în așa fel să câștige. N-ai cum. N-ai cum și la tenis de cum este. Deci asta e o atitudine. Bine, Dan Petrescu câteodată depășește. Că în fotbal trebuie să și pierzi. Da. Și asta e marea problemă, că mulți dintre nu știu să piardă. Dar pierzi și trebuie să înveți ceva că ai pierdut, nu? Dar așa este atitudinea lor. N-ați văzut pe Dan Petrescu, el nu că e de meci. El de la o fază poate să îi sară imediat. Da, imediat, da. Dar el ca persoană să știe toată lumea. Sare calul însă de prea de multe sare calul, da? De multe ori, da. În ultima perioadă, să știți. Așa nu. Dar face ceva pentru fotbalul român. Și el așa, dacă vorbești în afara fotbalului, un băiat extraordinar. Nu, el atunci fiecare om are defectele lui. Trebuie să ca performanță și ca fotbal, în fotbal românesc, ca antrenor și ca fotbalist. Jos pălărie. Te-ai putut înțelege cu el ca antrenor, adică, da? Da. Ați găsit limbaj de comunicare? Păi eu m-am înțeles tot timpul foarte bine cu antrenorii tineri. Foarte bine. Bolăroiu, el a debutat cu mine când era la FC Național, Răzvan Lucescu, Dan Petrescu, Walter Zenga. Ei au venit pe tot la început, da. Zenga mi-aduc aminte bine că la Național eram, să zic așa, liderii echipei când am venit capitan de echipă. Deci eu m-am înțeles cu ei foarte bine. Și cu Dan Petrescu la fel de bine, și cu Răzvan Lucescu, și cu Walter, și cu Olăroiu. Da, Răzvan te-a executat la un moment dat de la Rapid, nu? Niciodată. Ai plecat de la Rapid în mandatul lui Răzvan, nu? Și mi-amintesc că atunci a fost... Ceva, a fost ceva, tensiune, păi, dar la momentul la care ai plecat, da? Păi, Răzvan, un tip diplomat, n-a lăsat așa foarte mult să iasă în public, păi, dar v-ați cam ciocnit atunci. Păi Răzvan nici n-am vrea ce să zică. Așa, ce s-a întâmplat? Păi v-am lăsat pe voi să înțelegeți că ne-am certat. Așa, dar ce s-a întâmplat? Păi eu am avut ofertă din China, am plecat în China imediat. Eu am plecat în Antalya, eu am zis, băi, că galeria, suporterii nici nu vrea să audă. Aha. Ca să plec. Și atunci eu, domnul Dinu Vamă și cu Răzvan și cu, bineînțeles, da. I-am zis, bă, eu nu mai stau. Adică îmi dădeau prea mulți bani. Chinezii, da. Chinezii. Deci nu aveam cum să zic, haideți să facem ceva. Că vreau să plec. N-am gândit nimic, bă, eu nu mai stau. I-am spus, fii atent. I-am zis lui domnul Dinu și lui Răzvan, bă, Răzvan, oricum mai, dacă nu mă lăsați să plec, ăia pe partea că dacă pleacă, că aveam multe oferte. Vă urc suporteri în cap. Da, da, da. Aveam multe oferte de atunci, că atunci perioada când m-a chemat și la echipa națională de la Rapid. A fost perioada când, în primele patru meciuri, când a dat două cu Steaua, de m-a scos, m-a schimbat la pauză Răzvan ca să nu-l dea domnul Copos, BMW. Da, da, știu povestea, da. Dar a zis, hai să facem acum, îi spunem că ne vin la antrenament, că așa a plecat discuția. Da. Și cu toate că pentru mine n-a căzut bine, dar mi-a zis, vrei asta? Așa o facem, altfel n-avem cu cărățele ăștia în cap. Și am zis că n-am venit la un antrenament, că am fost răsit în sfârșit, dar merge cu noi în Antalya. În Antalya, când am plecat la Istanbul, ei s-au dus spre Antalya, eu Beijing, Peking. Adică ați inventat tot conflictul ăla ca să ieșiți de sub presiunea tribunei, exact, practic, da. Nu? Eu nu m-am certat nimic. Și îmi dura foarte mult să plec, știa... Și domnul Dinu, și domnul Cupo, și Răzvan, îmi duream foarte mult, era imposibil să refuz banii care mi-a dat chinezii. Da. Și atunci am zis, hai bă, să vedem cum facem. Nu, eu cu Răzvan nu m-am certat niciodată, că eu cu Răzvan am fost și colegi. Chiar și înainte să fie antrenor,
Am fost tot la FC Național. Național, da, am ieșit împreună, și am familie, și am la restaurant. Nu, n-aveam, era imposibil să mă cer cu Răzvan, n-aveam de ce. Și n-ai cum, are o calitate incredibilă. Și el, și Olăroiu, și Dan Petrescu, n-ai cum să treceți. Poate Dan Petrescu mai așa, la antrenamente, dar imediat trece. E adevărată povestea asta de care s-a plâns Porumboiul la un moment dat că ai plecat cu 40.000 de dolari de la Vaslui și lăsat cu ochii în soare și pe s-a dus, i-a cerut banii înapoi lui Rednic. Omul e nebun. Să mă ierte Dumnezeu. Deci, vedeți că toată lumea pe mine m-a cat. Și acum când mă întâlnesc cu oameni pe la... Îmi spun, dar tu nu ești așa cum am citit noi. Cum e imaginea ta în public, da. Păi, i-am spus, nu știu dacă, cred că nu-ți aduce aminte, că a fost mare circ. Eu am semnat cu Vasluiu, nu revenisem din China. Eu aveam contractul în China iar în ianuarie pe masă. Dar mi-a rupt piciorul în China tot. Și nu revenisem. Îmi dădeam o minge, mă durea greza. Nu, mă simțeam eu că nu. Și am zis, bă, mă duc să mă antrenesc cât de cât cu ei, să nu stau perioada 3 luni de zile. Și am zis, îmi dai, nu știu, 40.000 sau 50.000. Îmi dai 50.000, în ianuarie când plec în China, nu am voie să plec până nu îți returnez banii. Și zic, ce era greu de înțeles? Că a ieșit la televizor și a zis că eu cu Falemi i-am furat banii eu. Păi bă, nebunule, dacă eu în China n-aveam cum. Dar bineînțeles că așa s-a întâmplat. Am plecat în China, înțelegeți? Ăia au plătit suma, că n-aveam cum să plec la Porumboiul. Da. I-am dat, i-am trimis pe Răzvan Zanfir, să poate aveți ocazia să vorbiți și cu el odată, dacă nu, i-am zis, bă, așa ceva nu se poate. O fi eu Sabin, dar toate numai mie. Deci Răzvan Zanfir era impresarul meu, da. Cu Adrian lucra. Da. Acum e la CFR Cluj. A scos banii de la bancă, s-a dus, i-a dat lui Porumboiul și ce credeți? L-a sunat înapoi și a zis că sunt 2000 falși. Dumneavoastră mă vine să cred. I-a zis, băi, Răzvan. Dar cum i-a băgat sub aparat, probabil? Cum ce înseamnă că sunt falși? Nu știu, băi, sunt falși. Dar el nu Porumboiul. Deci s-a dus cu banii scoși de la bancă. De la... Da. A zis, domnul, uitați aici banii. Că n-aveam cum să semnez. Că și Adrian după aceea, cum luam comisiuni, eu n-am salariu și ăsta, n-aveam cum să... Și am dat banii unul înapoi. Și toate meciurile care am jucat, le-am jucat pe banii lui Porumboiul, toate gratis. Ce a legat după? Eu aveam un contract, bă, ca să pot să mai joc fotbal, nu neapărat în chestia, trebuia să-i dau suma înapoi. Dar eu am plecat la maestra, când am văzut prin vestiar ce făcea acolo, bagă-l pe la, scoate-l pe la, am zis, da, zăpăciți. Și mi-a zis că sunt 2000 faci. Așa, și banii scoți de la bancă. I-a zis, bă, să bine, acum te înțeleg de ce ai plecat de la Porumboiul. Ți-a plăcut viața una peste alta, nu? Viața la ce? În ce sens? Așa, în general, să o trăiești la intensitate maximă. Păi viața mi-a plăcut că eu când am mers prin viață am învățat câte ceva. Uite, toată lumea zice de mine că nu știu de unde mi s-a dus asta cu Petre Cărețu, că eu pe mine nu m-a văzut nimeni în discotecă. Nimeni. Numai așa, că mergeam poate cu echipa. Mie nu m-a plăcut niciodată. Că mergeam la un lăutar sau că mergeam cu ăsta, niciodată nu m-am văzut cu parul de vin în mână sau să zici, mamă, a băut ăsta, nu s-a mai trezit. Dar asta a fost, na. Nu știu de unde a plecat, că da, de când era la Steaua. Da. Asta dacă eu eram sufletul petrecerilor sau că îmi place să cânt, acum sunt mulți jucători care cântă. Că dacă mergem cum era cu echipa, atunci era tradiție la noi la Steaua. Câștigam meciul sâmbătă, toată echipa trebuia să meargă la Contesa. Acolo, dacă vă aduceți, erau Contesa cu lăutarii, ne cântam în camp. Și ăsta era un lucru bun pentru fotbal. Pentru că toți cu familie ne adunam, băi, săptămâna viitoare vine un meci greu sau miercuri. Sau... Mai ascultam o muzică, mai cântam, mai beam și un par de vin. Mai cânti în continuare așa la petrecere cu familia, cu prieteni? Până acum când vine... Ia, hai, cântă-ne și nouă ceva acum. Că așa nu pot dacă n-avem lăutari. Cântă-ne și nouă, ai ocazia asta. Cântă-ne și nouă ceva așa. Nu, așa. Hai, o strofă, cântă-ne și nouă, din ce vrei tu. Deci ascultă-mă. Chemăm un lăutar, chemăm un lăutar. Nu, că nu. Când mai fredule și așa, când mă duc acum la petrecere cu Adrian, și Adrian cântă și la orică și așa. Adică, părerea mea că fără muzică nu poți să trăiești și fără, la mine sunt mai multe, fără fotbal nu poți să trăiești, fără, dar ce e urât să simți, să te duci, să la o petrecere, să cânti o melodie sau uite și la Dinamo, când m-am cântat cu Vali Vigilie, când am făcut banchetul, când am câștigat campionatul. Deci nu, asta nu înseamnă că mă urc pe mese, bat pe cineva, spar pe cineva, nu m-am cântat cu nimeni în viața mea. La lăutare, mai aruncai cu banii lăutare, așa, nu? Păi, da, când acum era... nu-i arunci? Acum, după posibilități, înainte aruncai mai mult. Fiecare acum... cât are salariu. Da, nu? Păi așa este. Acum, înainte aruncai mai mult, acum mai cu limită. Nu? E tradiție, păi pentru tine. Dacă nu dai, nu ești om. Nu vorba bine. Glumesc. Cum să nu, dar cântă o melodie asta, bine. Na, nu, cum? Le mai dau și lor, nu? Da. Te mănâncă să revii în fotbal așa, în mod activ. Uite, de exemplu,
știi că a intervenit regula asta că toate cluburile trebuie să aibă obligatoriu director sportiv. Uite, la FCSB, de exemplu, e vacant locul de director sportiv. La FCSB? Da, ar fi o variantă, nu? Sabin Ilie, director sportiv la FCSB. sau n-ai avea viața acolo. Bă, nu, să știi că mi-ar place să mă duc la Steaua, mă propun să de sportiv. Dar nu cred că sunt în domeniu, că e la Steaua ca director sportiv și ca antrenor, trebuie să știi să răspunzi la telefon și să apeși pe buton. Eu nu, și cu tehnologia nu prea încep. Și aici mai bine stau acasă. Na, ce să mă duc la Steaua să apăs pe buton și să răspund? Nu. Niciodată, nu neapărat asta, nu. Păi dacă sună Gigi, te faci că nu l-ai auzit, că e pe silent și gata. Păi și sau ce să fac dacă eu vorbesc acum cu Gigi? Și formă după meci și te ia la împins vagoane. Nu cred că știu să-l duc pe Gigi unde vreau. Că și prietenul meu, Oli, când ne suna, am visat că ăla dă goluri, dar ăla e accidentat. E cea Oli. Da, bine. Dar nu era accidentat. Da. Dacă știi să vii, dar nu mai duce. Efectiv nu mă duc. A fost și fratele meu președinte, da? De ce nu o să mai duce el? Nu, cu Gigi e greu, mai e imposibil. A fost o perioadă ca și s-a și văzut, ci mai mult, păi, credeți că, zice, este un blestem, sau vorbește lumea de Steaua, că, păi, nu zic blestem, că nu cred în blestem, sau, tu dai pe gâlcă, îl dai, că scrie toate trofeele și dai afară, fără niciun fel de explicație. Bă, dacă îl vin, dai, era altceva sau pleca. Nu poți cu Marifon. Inexplicabil. Inexplicabil și să te porți cu... Și noi știm acum să fiindcă n-a răspuns la comenzi, exact. Printre altele probabil, nu? Nu, Doamne ferește, că n-am nimic cu Gigi sau ăsta. Chiar nu știu pe Gigi, știu de multe. Când, na, doar casa o am, am cumpărat teren de la dânsul și a vrut să-mi ia la Steaua. Zis, nu vin. Tu ai cumpărat casa de la Gigi? Nu, că terenul. A, terenul. Toată lumea, tot fotbaliștii care avem. De pe terenul l-au cumpărat aici, de Gigi era. Da. Dar a vrut să-mi ia la Steaua și zis, nu vin. De la Fece Național să mă zic, nu vin, nu te supăra, nu vin. Cu domnul Crebânciu, care a venit să vorbesc, nu, îți dau atât, nu trebuie. Da, îți pusese pe masă măcar un contract serios, da? Păi da. Cel mai mare contract le-a avut din România, am zis, nu vin. Serios, ia, da? Da. Cât vrea să-ți dea atunci? 100 și ceva de mii. 100 și ceva de mii, da. Salariu? Salariu. Era la Fece Național. Păi 100 de mii era salariu? Da. Cel mai mare atunci. Da, adică aveai cât? 12.000 pe lună? Da. Ceva de genul. Deci atunci 100.000 de euro sau dolari, euro era cel mai mare. Și ai fi devenit cel mai bine plătit fotbalist din... A fost cel mai bine plătit fotbalist din România eu. Și la Rapid, și la Fece Național. Ai Claudiu Radu Niculescu, dar eu atunci am fost cel mai bine plătit. Și la Rapid am fost bine plătit. Și la Fece Național. Dar atunci atâta era cu... Bine, că mai erau plătiți cu 100.000. De exemplu, Gică Popescu, am înțeles că mai era când la finalul care era Dinamo. Te-ai considerat la final de carieră un fotbalist, un jucător bogat? Când ai tras linie, ai prins contracte serioase de-a lungul carierei? Poate ai mai și exagerat în unele momente, dar una peste alta la final de carieră ai spus, da, domne, sunt un jucător sau sunt un om bogat? Sunt un om bogat, dar nu financiar. Nu financiar. Nu financiar. Când m-am lăsat de fotbal, efectiv, am intrat în fotbal un om și după fotbal am ieșit alt om. De ce? Cum adică? Poți explica puțin? Bine și vârstă, dar pe mine m-a educat foarte mult fotbal. Și foarte mult anturajul. Uh-huh. Oamenii de fotbal în general, inclusiv ziariștii. Inclusiv. Când am ajuns în fotbal eram mult mai vulcanic. Nu, mai coleric, mai așa. Coleric, așa imediat. Eram să sar. Nu convenea statutul de rezervă. Niciodată nu m-a convenit. Și la Rapid, când s-a luat Dinamo. La Dinamo, pe rezervă, nu stau. De exemplu, cu eu, Marin, la Dinamo, nu intram în tacticile lui de joc, sau eu știu ce făcea pe acolo, principiile lui. Și m-a retras singur. Băi, nu stau. 5 ani de zile contract, cel mai mare contract l-am avut atunci. Și atunci. Că se ne-a semnat, devenise jucător liber de la Valencia. Uh-huh. Și am semnat 5 ani cu Dinamo. I-am zis, nu vreau niciun ban. I-am zis, după 6 luni, nu mai stau. Care bătuse toate echipele. Nu mai stau, nu pot. Dacă mă antrenez în continuare, în loc să progresez, regresez. Asta e în fotbalul românesc și în ziua de astăzi. Păi sunt cluburi în România, care nu au un... Trebuie să fie cineva, fiecare jucător în partea să le. Așa se face performanță. Păi de ce la Liverpool sunt 18 team manageri? Sau 19? Noi, la noi, câți avem? Unul la Steaua, de mare calitate, pe la Craiova vreo 2, mai încă unul pe la Cluj. Știi la cine mă refer? La patroni. El e și preparator fizic, el e și antrenor, ei sunt și asta. Cum se face? Fotbalul pas cu pas.
trebuie să ducă înainte. Păi și Neluțu crezi că e din același film cu Mititelu, de exemplu, dar un pic mai discret? Păi domnul, eu nu l-am cunosc personal, dar un antrenor, când pui un antrenor la clubul respectiv și le cu bâtele la bătaie sau cu cine i-a luat, mă refer, știți la cine mă refer, să-l, bă, să-i închizi vestiarul, să dai... La Șumudică, păi episodul atunci, cu Șumudică, da. Păi, nu zice, nu a zis că gata, de azi înainte nu mai joacă ăla și joacă celălalt. Poate o fi scăpat domnului. Da. Să faci așa ceva, nu prea ține. Adică tu să le iei pe Lăca antrenor sau pe mine sau pe Dan Petrescu sau pe aia și inclusiv să-ți bagi de el. N-ai niciun drept. Când, dacă ești șmecher ca patron și ești șmecher, băi, și Murică, nu mai îmi place, bă. Ia-mă toți banii și pleacă. Corect? Acum l-a numit pe Mutu și în calitate de prieten, crezi că funcționează povestea asta pe prietenie? Nu există. Nu? Nu există. Adică îl vezi bine pe Mutu în următoarele 6 luni, să zicem? Bă, dacă are performanță, îl văd bine, dar nu există în fotbal, poate să nu există așa ceva. Dacă nu are performanță, o să vedeți. Îl zboară. Zboară direct și nu contează că e Mutu, îl jignește, dar nu există respectul ăsta. Respectul există între noi ca fotbaliști și ca oameni de sport și inclusiv dumneavoastră, ca să te jure un antrenor, un patron de club, nu prea. Tu te aștepți ca inclusiv la CFR, dacă Mutu nu va avea rezultate, să plece cu cântec de acolo. Te aștepți inclusiv la scenariul ăsta, nu? Mie, adică să-l ia, să-l ia la goană. Păi da, dar nu că asta se poartă, că ei, eu mă gândesc că ei asta fac, se uită de la unul în altul. Păi eu nu vorbesc de Mititelu, aduceți-vă aminte cu Pițurcă. Da. Păi tu, Pițurcă este unul dintre cei mai mari oameni ai fotbalului românesc. Păi tu, îi închizi ușa lui porțile la stadionul Pițurcă, îl jignești pe Lăcă în direct, a intrat prin la telefon și spune lui Lăcă că păi, Mititelul învață fotbal pe Lăcă, să fie realiști acum. Că avea și el părul lung și juca prin, că îi ziceau Lăcă, eu cred că îi ziceau Tarzan lui Mititelul Lăcă, că n-are nicio legătură una cu alta. Hai, domnule, aveam și eu părul lung și mă strigau Lăcă, nu, cred că îl strigau Tarzan. N-ai cum, e aproape imposibil ca tu, patron, oameni care n-au jucat fotbal, să-l contrazici pe Lăcătuș, pe Hagi, pe Gică Popescu, pe Adrian, să-l contrazici de fapt, pe Iliu Dumitrescu. Sabina, hai să închidem cu următoarea întrebare, să ne imaginăm următorul scenariu, da? Sabin, tânăr, astăzi, în plenitudinea forțelor, ce contract ar merita în fotbalul românesc? Ce cotă crezi că ar avea în fotbalul de astăzi, la prețurile de astăzi? Și cam unde s-ar plasa el în contextul echipei naționale? Să-l proiectăm pe Sabin Ilie în plină formă astăzi. Ce cotă ar avea? Da. Ce salariu ar merita? Cotă, să știi că n-a schimbat nimic între cote. Uh-huh. Deci, adică ar fi un jucător de 50 de milioane de euro în momentul ăsta? La nivelul tău maxim? Nu. Nu știu. Dar, la prețuri, da, prețurile de astăzi. La prețurile de astăzi, da? Da. Deci, bine, depinde și de performanță. Ca cum am dat eu atunci 31 de goluri, putea să... Da. Adică să fii contact, atunci era și cu gheata de... Bine, eu n-am prins-o, da. Dar al treilea golghetele ale Europei, cred că poate să vândă cu 12, 14, 15, da. Milioane, 10. Da. Da. În schimb, n-a schimbat nimic. Contractul de la Steaua pentru mine n-a fost un contract de bani. Da. Contractul Steaua pe mine m-a motivat ca să ajung unde să ajung. Uh-huh. La Fenerbahce, la Valencia. Ceea ce la noi este invers acum. Deci ce făceam noi acum s-a dat cu tot respectul, că trebuie să o spun, vin fel și fel de jucători străini, care, ai cuvântul meu, am văzut câțiva jucători în campionatul românesc care nu știu să alege. Da. Înțeleg? Dă-mi un exemplu. Nu. Au fost doi, pe la Piteș, pe acolo, la meci cu Dinamo. De-aia scos afară, pe echipa, de dea cu picioare, prima că erau supărați. Ei nu știau să alege. La meciul de baraj? Da. În sfârșit. Și sunt mai mulți. Nu se meargă fotbalul românesc niciodată înainte dacă avem foarte mulți mercenari. Adică fotbalul românesc este... Uite ce a zis Neagici. Păi unde te mai duci și mă, Comane, când îți dau 25.000 pe lună sau 30.000 pe lună? Adică el nu face nici... Da, vrei să spun ceva? Sunt echipe în Europa, de Europa mă refer nu de top, dar echipe care nu plătesc salariul ăsta, 20.000 de euro. Nu le plătesc și joacă la un nivel mult mai înalt. Da? Restul, dacă a schimbat ceva, să zic cum ai întrebat, îmi pare rău așa că n-am putut să joc mai mult pentru Naționala României. Uh-huh. Ăsta a fost singurul meu. N-ai nicio selecție pentru Naționala Mare. Selecție am, dar n-ai nu... nicio selecție oficială. Ba da. Da. Dar am fost rezervă și turneul din Thailanda. Se consideră tot un meu. Bine că am meciul la Under 21. Da. Dar aș fi vrut să fi jucat mai mult la Naționala României și aici
Mă refer și la Puiu Rădănescu. Păi eram doi frați talentați. Nu există pe lumea asta. Te-ai simțit nedreptățit cumva, da, că Nea Puiu nu ți-a dat o șansă măcar. Da, hai și tu, Sabin, să vedem ce poți la măcar în două amicale. Exact, nu? Da. N-avea cum zică, băi, Sabin, că era cel mai mare golgheter al României. Da. 31. Dar tot timpul când erau, când au fost doi în lumea asta, cum erau frații de bun, da, eu știu care, toți i le-a dat posibilitatea să joace împreună. Da. La Naționala de Țară, da? E. Deci ăsta e marele tău regret, nu? Da. Că n-ai prins niciun, măcar un meci împreună, da, cu Adi la echipa națională. A fost la rezervă. Da, nu, să fii pe teren în același, da, timp, da, cu Adi, ăsta, da, e marele regret al carierei. Și putea să joc. Da. Acum să fim realiști. Cel puțin în ultima perioadă nu era neapoi, era altcineva. Da. Te supăra pe noi, era cel mai bun jucător din România. La Rapid atunci, când, da, a jucat cu Răzvan Lucescu, antrenor, da? Și de ăla de cine era? Nea Piții, parcă. Nea Piții. Da. Atunci chiar merita să joc. Deci te-ai simțit nedreptățit, da, din punctul, da, ăsta de vedere, da? Da? Spus, a fost la în lot. Le-ai spus oamenilor ăstora la un moment dat, Nea Piții, Nea Puiu, merita să mă băga și pe mine măcar 45 de minute? Nu, dar de multe ori, când a fost în cantonament, îți spun sincer, da, când eram, când m-a chemat de nu știu câte ori la echipa națională și știam că nu ăsta, am vrut de vreo două ori să plec. Serios, da? Da, să pleci din cantonamentul, da, național. Da, da. Păi pentru mine a fost un pas înapoi. Pentru că am venit de la Fenerbahce, da? M-am dus la Naționala României, m-am întors înapoi, m-a întrebat ce ai jucat. Ce ai făcut? Nimic. Rezervă următorul meci. Deci pentru mine nu era un pas înainte. Da. A fost un pas înapoi. Dar ți-ai mușcat buza ca să nu pleci vreodată. Da, dar da, să zic așa, atunci cu Neapoi, poate mă nu merita să joc, da, în fața lui Lăcă sau asta, dar putea să joc cum, mai ales că eram copil, putea să joc 15 minute, 20 de minute, da, pentru că Neapoi nu știe dacă era meu bun sau nu. Da. Că eu în campionat am dat 31 de goluri, el nu m-a folosit niciodată la Naționala României. Naționala, da, României e altceva. Da. Alte ambiții, altceva. Poate și alte interese. Interese, mai vorbim de interese, toată lumea știu că sunt interese. Și acum, ăsta e osul meu, când s-a jucat, am câștigat cu noi 2-0, atunci chiar meritam să joc. Eram cel mai bine cotat fotbalist român, jucam Rapid, dar am plecat și în China. Și cu Nea Piții a intrat în fața mea rezervă, s-a jucat și pe Giulești meciul. Adică la ce meci te referi? La România, cu când a dat Cernaș și cu Mutu gol. 2-0 cu cine ai jucat noi? Cu Macedonia. Cu Macedonia, da. Da. 1-0, 2-0. Și atunci chiar am plecat din teren cu lacrimi în ochi. Serios? Da. A fost, deci... După meci, nu? După meci. A intrat, cu tot respectul, că mi-e prieten și respect foarte mult pe Marius Nicolae. Dar n-avea cum să joace niciodată înaintea mea atunci. Da. Venise după accidentare și avea și 7-8 kg în plus. Și l-a băgat în loc să mă bage pe mine, l-a băgat pe Marius Nicolae. A, și la final ai plecat în... Cu lacrimi în ochi am plecat, lacrimi, da, că nu te-a băgat. Aveam 27 de ani. 27 de ani jumătate. A mai fost o tentativă care mi-a plăcut foarte mult și îi mulțumesc din suflet. S-a gândit la mine Răzvan Lucescu. Răzvan Lucescu, când era, da, eram golgheterul în China, a fost să mă cheme la Naționala României. Și? Nu, da, s-a mai, putut, da, a fost oricum, contextul, da. Da. Da, în China ai avut cel mai mare salariu per total, nu? Sau la Fener sau la Valencia? Cel mai mare salariu ever din cariera ta. În așa China, ca, avut? Ca an? Ca și quantum de salariu, și salariu anual, să spunem. Păi în China, vedeți, în China se însemna doar un an. Un an, iar pe, da, eu când am dat în China, am jucat anul ăsta, am dat 20 ceva de goluri, următorul an, că un an se mai, da, că se întrerupea la ei 3 luni jumătate, da, de campionatul, când m-am dus, am dat probă, deci eu chiar să mă vadă cu aia, da, tu la ai aceeași echipă, da. Nu, dar cel mai mult am avut la Cianciunea Tai, uh-huh, atunci. Cât ai avut? Aproape atunci? De milion. Aproape un milion. Pe 9 luni sau 10 luni. Da, da, nici măcar pe an. Când am plecat de la Rapid. Da. Da. Sabin, mulțumim. Da, de atunci am zis aia că m-a dat niște bani la semnătură de mă doare spatele și acum, de-aia merg așa că și... Așa, ai plecat cu sacul, nu? De-aia n-am vrut să spun de ce am plecat de la Rapid. Efectiv, să spun că dacă nu îmi dau voie să plec, nu neapărat de bani, nu îmi dădea Rapid atunci voie să plec, nici mai jucam pentru Rapid. Adică diferența între 100.000 și 1 milion. Era uriașă, da. Dar i-am spus, domnule, mă întorc înapoi. Și m-a ajutat. Inclusiv că au dat bani la club. Au dat și bani la club. Cianciunea Tai. Forță. Și ce, ai plecat la chinez cu sacul cu lovel în spate, nu? Când am venit. Când ai venit, da. Am dat probă de joc am dat probă de joc. Uh-huh. Am stat vreo 6-7 zile cu ei în cantonament. Și atacantul, a stat cu mine în cameră de la Rapid, a zis de mine la un moment dat. Că a dat probă cu mine în China. Și când am venit, a semnat, nu știu cum îl cheamă, la Rapid, și a zis, fotbalist, ne. De mine. Că pe el nu l-a oprit și pe mine m-a oprit. Bine. Da. Și am dat atunci în amical, am dat 3 într-o repriză a doua, că repriza a doua m-a băgat, am dat 3 goluri
Și a început, a semnat marți, sâmbătă am avut primul meci. În primul meci am dat gol în secundă 18 și încă 3. 4 goluri am dat în primul meci. Da. Sabin, mulțumim foarte mult. Te felicităm că ai trecut și peste o operație, înțeleg. Nu te-ai, te-ai accidentat niciodată ca jucător la menisc, ai traversat acum povestea asta. Da. Acum, înainte de sărbători, perioada de sărbători, am jucat la Sanus. M-am operat de menisc, dar genunchi. Ce să, vârsta, nu? Vârsta, da. Încet, încet, ne ducem spre programul Rabla. Sabin, dar nu aș putea să stau fără sport, de-aia și m-am operat. Foarte bine. Sabin, mulțumim foarte mult. Și poate ne revedem la un reportaj interesant, la o partidă vânătoare sau la o sesiune de tras la, la o sesiune de tras la talere. La talere, cu mare drag, da. E regulă. Da. Sabin, mulțumesc foarte mult. Și vă mulțumesc de suflet, doamnește.